Ancora în vin sărbătorile de iarnă și știu că fiecare din voi dorește să aibă o siluetă frumoasă. Dar în afară de siluetă să nu uitați de sănătate, care este mai important. Și acum vreau să vă povestesc despre detox, pentru ce aveți nevoie, când este nevoie să-l faceți. Tot ce ne înconjoară practic în ziua de azi sunt toxine, că sunt toxine exogene, că sunt toxine endogene. Tot ceea ce asimilăm, ceea ce folosim pe tenul nostru, ce ne spălăm, ceea ce respirăm, practic implică în ele toxine. Și nu în zadar, în ultimul timp, tot mai des se vorbește despre detoxifiere, căci detoxifierea este o cale de restabilire a organismului nostru și nu numai de a slăbi. În timp ce vă voi povesti ce este detoxul și pentru ce avem nevoie, vreau să prepar o rețetă din produsele noastre autohtone care au un rol de detoxifiere. Eu am ales astăzi să vă gătesc din morcov, mere și pere. Avem și avocado, căci este foarte bine să-l utilizăm măcar de 2-3 ori pe săptămână, dar cel mai mult îmi place să fie utilizat pe un toaster. De fapt, detoxul se face nu doar atunci când vrem să slăbim sau vrem să eliminăm unele toxine din organism pentru a elimina retenția de apă sau constipația. Detoxifierea se face și atunci când se fac intoxicații alimentare, intoxicații cu alcool, intoxicații cu săruri grele de metal sau alte intoxicații cu preparate medicale, produse chimice care din greșeală au fost luate de către copii sau chiar de către noi. Și atunci noi foarte mult avem nevoie de un produs care să joace un rol desorbent. Ce înseamnă? Să absoarbă din intestinul nostru, din tractul digestiv, să absoarbă acele elemente toxice. Și un sorbent foarte bun este Lactobioenteros Gel. El va absorbe doar toxinele, impuritățile, iar bacteriile bune va rămâne în intestinul nostru. Fiindcă el la fel elimină grăsimile din organism care sunt metabolizate și din cauza tractului digestiv care nu funcționează corect, el ajută la eliminarea acestui. De aceea, și într-un proces de slăbire, și de eliminarea constipației, și de eliminarea colesterolului rău, el este folosit. Totodată vreau să revin și la rețeta de astăzi. De ce? Fiindcă și el este, facem și noi un smoothie de detox, care îl folosim în procesul de detoxifiere și vreau să folosesc mărul, care este un produs care conține fibre și foarte mult fier. Și odată ce îl combinăm cu morcovul, care conține vitamina A și este o vitamină care permite absorbția tuturor microelementelor, va fi foarte benefic pentru organismul nostru. Acum, dragii mei, luați-vă un pix și notați-vă regulile principale ale detoxului. Detoxul poate să fie de câteva zile, detoxul poate să fie și de o lună. Deja dumneavoastră alegeți. Dar sunt câteva reguli de începere a detoxului. În detox intrăm încet. Deci refuzăm câteva zile, ne refuzăm de câteva cantități de mâncare. Apoi este cel mai bine să eliminăm fructele și legumele pe o perioadă de 2-3 zile și să includem chirciurile care conțin multă fibră, deoarece ele joacă rol de sorbent. După aceea vom introduce legumele și fructele preparate la aburi coapte și mixate. Aceste legume și fructe, la fel le putem, fie că sunt coapte sau la aburi, le putem mixa, adăuga apă și le bea în formă de smoothie. Peste 2-3 zile, deja aceste legume și fructe le putem introduce în formă crudă și la fel, fie că este în formă de salată sau în formă de smoothie. Adăugăm cărnița și peștele. Însă eu recomand ca în detox să fie folosite și suplimentele, fiindcă ei accelerează procesul de detoxifiere. Ele ajută mult mai bine să elimine rezidurile din intestine, din sânge, din limfă. Ele îmbunătățesc flora intestinală, restabilesc tractul digestiv și motilitatea intestinelor. Ce îmi place în acest produs? Că el nu provoacă deprindere, ceea ce este foarte important. Iar acum a venit timpul să adăugăm apa pentru a obține acea consistență mai lichidă a smoothie-ului nostru. Și să știți că este foarte important să consumați apă în procesul de detoxifiere. Dacă cantitatea necesară zilnică a dumneavoastră este 2 litri, mai adăugați că 300 de ml și procesul de detoxifiere va merge ca pe unt.
Iată și smoothie-ul nostru este gata. Acest smoothie îl puteți lua la micul dejun, la gustare. Și vreau aici să mai adaug despre Lacto Bio Interos Gel. El este cu 40 de ori mai puternic decât un cărbune activ. Deci el mult mai bine elimină toxinele din organismul nostru.